Astăzi se împlinește un an de la atacul militanților Hamas în Israel. 1200 de oameni și-au pierdut viața atunci, iar alți 250 au fost luați ostatici. A fost începutul conflictului care zguduie în continuare Orientul Mijlociu. După războiul împotriva Hamas, Israelul a declarat război și militanților Hezbollah, iar capitala Libanului a fost bombardată și noaptea trecută. În întreaga lume au fost proteste de amploare în acest weekend pentru anul care a schimbat istoria. A fost încă o zi de teroare în Beirut. Țintele armatei israeliene au fost depozitele cu armament ale Hezbollah, iar una dintre victime ar fi chiar un înalt comandant al grupării extremiste. Răspunsul Hezbollah nu a întârziat. Ieri au fost lansate 120 de proiectile pe teritoriul Israelului și, odată cu lăsarea serii, rachetele au lovit orașul Haifa, aflat în nord. Sistemele de apărare aeriană au interceptat majoritatea amenințărilor. Chiar și așa, cel puțin 6 persoane au fost rănite. Benjamin Netanyahu a declarat că țara sa luptă acum pe 7 fronturi. Un atac recent din Gaza a luat viața 17 persoane aflate într-o tabără de refugiați. La rândul său, Iranul se pregătește pentru răspunsul statului evreu la atacul masiv de marțea trecută. Aflat la o bază militară din nord, Netanyahu s-a adresat soldaților, dar și întregii lumii, cu o zi înainte de împlinirea unui an de conflict. Pe 7 octombrie 2013, gruparea Hamas a ucis 1200 de israelieni și a luat ostatici 250. A fost începutul războiului în Orientul Mijlociu. לפני שנה אנחנו ספגנו מכה איומה וב-12 החודשים שעברו אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו ואני מצדיע לכם ואומר לכם אתם Printre victimele teroriștilor Hamas s-au aflat și persoane cu cetățenie română. Tal Hamimi a fost declarat decedat abia în decembrie, dar a fost ucis chiar în ziua masacrului în kibuțul din sudul țării, fondat chiar de străbunicul lui din Buzău. Tal and me, we are together for 22 years. More than half of my life is with him. And I can't see my life without him. He gave me everything I needed in my life. He gave me stability, he gave me love. And he gave me 3 kids. Ostatică a fost luată și Daniela Aloni împreună cu fiica sa, iar tatăl femeii și-a spus marile temeri într-un interviu pentru Observator. Sper să fie o înțelegere împreună cu tot felul de state care se ocupă de asta, ca să elibereze oamenii, cel puțin să elibereze femeile și copiii. Povestea a avut un final fericit pentru ele. Alți aproximativ 100 de ostatici sunt încă în Gaza, însă armata israeliană crede că 33 dintre ei nu mai sunt în viață. De la Vatican, Papa Francisc a cerut încă o dată pace și eliberarea ostaticilor din fâșia Gaza. Da quel giorno il Medio Oriente è precipitato in una sofferenza sempre più grave, con azioni militari distruttive che continuano a colpire la popolazione palestinese. Chiedo un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, compreso il Libano. Anul de război a scos mii de oameni pe străzile marilor orașe din lume. Fluturând steaguri palestiniene, oamenii din Sydney au mărșăluit prin oraș însoțiți la tot pasul de polițiști. La Berlin a fost organizat însă un protest pro-Israel, unde manifestanții au cerut eliberarea ostaticilor.